Dumneavoastră, credeți în războiul ăsta, sincer, dintre PD și Partidul Socialiștilor? Sau totuși Vladimir Plahotniuc și Igor Dodon au înțelegere că astfel fiecare, polarizând tot ce e posibil de polarizat, își consolidează propriile formațiuni? Deci, domnul Ronță, eu nu am fost la nicio discuție a Dodon Plahotniuc. Da. Nu exclud că anumite înțelegeri au existat, dar cred că în factori obiectivi vor face așa încât disensiunile să devină reale. Disensiunile să devină unele care vor crea probleme de comunicare dacă există această comunicare. Și pot să vă explic de ce. Această relație nu se limitează doar la una strict națională, dacă ea există și dacă e intensă și dacă e coordonată. La noi cumva s-a creat un fel de triunghi. PD, socialiștii, dar celălalt, al treilea punct al triunghiului, care îi credeți, din punctul meu de vedere, e Moscova. Și atunci, în momentul în care o parte din acest triunghi luptă cu Moscova, iar cealaltă parte e totalmente sub oblăduirea înaltului scaun al țarului de la Moscova, nu dau seama cum poți menține pe plan intern aici această coordonare, dacă ea există, pe mult timp. Sunt convins că chiar dacă a existat, și cred că a existat, cel puțin știu că în anumite raioane, cei de la PD l-au susținut activ pe Dodon. În altele, mai puțin. Cred că depinde foarte mult și de factorul regional și de factorul uman cine reprezintă partidul. Dar cred că, încă o dată, aceste disensiuni vor deveni tot mai reale și mai reale, fiindcă nu au cum să fie o convergență, măcar de abordări, nu mai vorbim de detalii. Am înțeles. Câte dreptate are domnul președinte al țării, Igor Dodon, când zice la conferința, ultima conferință de presă, cred că ați văzut-o, că Vladimir Plahotniuc, da, controlează guvernul și parlamentul, dar nu și președinția. Păi, dacă există această coordonare, nu știu dacă cuvântul controlează e corect sau nu, dar încă o dată, dacă admitem că există coordonare, înseamnă că o anumită influențare. Dar în măsura în care vor evolua lucrurile, eu cred că dacă și există această influență, ea va dispărea și vor apărea antagonisme puternice.